Tupeul la volan face victime. În această dimineață, un autoturism s-a răsturnat pe raza comunei Jupânești după ce, într-o curbă, șoferul nu a adaptat viteza și a ieșit în decor. Un bărbat a rămas blocat în mașina contorsionată. Din fericire pentru victimă, un echipaj zmurd se afla în apropiere, întorcându-se de la un alt caz și a intervenit pentru scoaterea din mașina avariată. Echipajul zmurd i-a acordat și primul ajutor, după care bărbatul a fost transportat la spital. Polițiștii spun că numărul celor care încalcă regulile de circulație este destul de mare, iar ilegalitățile dintre cele mai diverse. Cu o zi în urmă, un bărbat de 36 de ani din comuna Turburea a fost prins conducând, deși avea permisul anulat. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au depistat în trafic un bărbat de 36 de ani din Turburea, care conducea un autovehicul pe drumurile publice, având permisul de conducere anulat. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce anulat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având permisul de conducere anulat.